credeai că totuși o să ai parte de atâția fani, fiind controversată până la urmă, adică s-a ajuns să apari într-un film? Nu pentru asta am militat neapărat, doar s-a întâmplat și dacă este să o gândim clar la sfârșitul zilei, consider că da, pentru că toată lumea vrea să vadă sau audă un om care este sincer și care gândește același lucru ca și el, doar că are curajul să o spună. Adică consider că sunt controversată, dar nu problematică, așa că nu văd nicio problemă în asta. Te-ai împăcat cu fetele, că asta mă interesează. Da, a fost așa un episod de moment, dar nu am fost iertate într-adevăr în viață. Iar așa a fost foarte ok, la film, pe platou acolo ne-am înțeles super. Simt că a existat cearta dintre tine și Shelly când ai văzut scenariul. Da, a existat. Da, dar nu a fost neapărat vina lui, a fost vina scenariștilor și așa, pentru că mi s-a părut că mă puneau într-o lumină proastă, mă făceau practic fan al lui Elicopter și nu e dinamica din viața reală și asta a fost disputa, dar s-a rezolvat. Zim de Adrian, de dinamica din viața reală, pentru că știi și tu, cum știm toți, este TikTok-ul plin de voi doi. Așa e, suntem prieteni foarte buni, nu există nimic romantic între noi doi, ne înțelegem foarte bine, am o părere minunată despre el, îmi pare bine că face parte din viața mea, dar nu e nimic romantic. Au început să vă analizeze pozele de WhatsApp, că parcă blugii ăia s-ai tăi, că tu ai fost îmbrăcat așa, cum reacționați când vedeți chestiile astea? Eu știu că există astfel de fan, doar că nu mă așteptam să mă întâlnesc eu cu ei, să fie atât de implicați în viața noastră, că eu înțeleg că noi pentru ei suntem cineva, dar eu nu o văd chiar așa, știi, și nu văd sensul, dar dacă asta e distracția lor, și eu sunt fan a cuiva la sfârșit și eu mă uit la pozele lui Nicki Minaj și eu analizez tot ce face, deci pot să înțeleg. Uite, tu nu ți expui atât de tare viața privată. Am observat lucrul acesta la tine, tu nu ai vorbit nici de despărțirile tale. Da, nu văd rostul, adică viața mea privată e viața mea privată, știi? Eu vorbesc foarte mult, foarte des și lumea are impresia că mă cunoaște, dar de fapt nu spun mai nimic și așa o să și rămână viața mea privată. Pentru că include oameni care nu sunt în mediul public și nu mi s-ar părea ok să vorbesc despre ei. Poate doar despre experiența mea, dar nu să dau nume sau, știi? Se potrivește Iorga în lumea aceasta? Iorga asta reală și dură, care zice mereu tot ce vrea să zică? Nu știu dacă mă potrivesc, dar uite că funcționează. Adică sunt oameni cărora le place, că de-aia suntem azi aici. Care e următorul plan după Bass House? Ce faci? Mi-ar plăcea să fiu DJ și o să am un DJ set la festivalul Hustle.